Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stâncioiu sunt și pentru emisiunea de astăzi am pregătit un interviu cu totul deosebit. Este aici, în sala Promemoria, în galeria rectorilor de la Rectoratul Universității Politehnica, domnul Iosif Lereter, legendarul fost internațional al Politehnicii, unicul titular și jucător din finala Cupei României din 1958, care se află în viață, iar Dumnezeu ne ajută să facem acest interviu a doua zi după ce domnia sa a împlinit 85 de ani, a venit special din Germania pentru un moment festiv organizat de Universitatea Politehnica pentru a sărbători cei 60 de ani de la cucerirea primului trofeu din istoria clubului alb-violet și totodată din istoria fotbalului timișorean postbelic. Domnule Lereter, bine ați venit, bine ați revenit în România și ne bucurăm tare mult că ați făcut acest efort de a veni din Germania pentru acest eveniment și vreau să parcurgem într-un timp destul de scurt cariera dumneavoastră, extraordinară cariera a dumneavoastră de jucător și vreau să începem cu momentul Oțelul Roșu, unde dumneavoastră ați copilărit și ați debutat ca fotbalist. Păi, eu încerc să vă explic de ce. Știam că din copilărie că am început la junior și știam că directorul și inginerul șef se ocupă cu treburile administrative ale sportului. Și am zis, oare eu nu pot să fiu și eu un inginer șef sau un director? Și atunci am ajuns la concluzia că acești oameni au promovat sportul în societăți. Și am încercat să fiu la nivelul înălțimii care era căutată de acești oameni. Și în final am spus, mă, și eu pot să fiu inginer șef. Că eu la 16 ani am avut brevet de strungar. Baza la țară, la Oțelul Roșu, care se numea Ferdinandsberg, era baza reală de existență, o meserie. Dar după ce am avut meseria, nu m-am mulțumit și am zis că vreau mai mult. Și am mers pe această linie, unde știam că trebuie să știi și carte și joc. Și, bineînțeles, nu era ușor că, de exemplu, profesorul Mioc la analiză matematică... Asta când ați venit în Timișoara, la Politehnică, da. Nu? Știam că trei jucători care nu i-a mutat numele, nu? Au plecat la Iași, unde au terminat facultatea. N-au putut să treacă de profesorul Mioc la examene. Da, sigur. Repetenți. Da. Repetenți. Da. Ați făcut deja un salt în timp, am ajuns deja la Știința Timișoara și să ne oprim asupra finalei din 6 iulie 1958, ora 15, pe stadionul 23 august din Capitală, Știința, Progresul București 1-0, după ce cu doar câteva zile înainte în campionat, Progresul vă bătuse cu 7-0. Da. Și pentru spectatori, pentru telespectatori, cred că este util să dăm citirea acelei echipe. A fost Enăchescu în poartă, fundași Zbârcea, Codreanu și Florescu. La mijloc a fost Cojereanu și Tănase, celebrul cuplu de halfi, iar în atac Lereter, extremă dreapta, Cădariu, cel care a marcat unicul gol al meciului în minutul 37, Ciosescu, legendarul golgheter, vârf de atac, Mazăre, Boroș, antrenor, Dincă, Schileru.
Așadar, vă găsim la 25 de ani, extremă dreapta în finala Cupei României. Ce vă amintiți despre acel meci? Dom'le, eu vă spun drept. Era singurul post pe care încă n-am jucat. Și atunci antrenorul a găsit de cuvință că eu trebuie să joc extremă dreaptă. Și atunci îți trece prin minte cam ce drumuri trebuie să faci în teren, ce poziție trebuie să ai și asta. Și a dat roade. Am câștigat meciul în finală și am câștigat cupa. Da, să spunem că Progresul era de asemenea o echipă foarte puternică. Era Titus Ozon, legendarul vârf de atac, unul dintre cei mai tehnici jucători din istoria fotbalului românesc. Era Carica și era Mândru în poartă, Petre Moldoveanu, extremă stângă, o echipă Dinulescu, fostul atacant polist, era de asemenea da, acolo. Da, sigur. Da. Păi el s-a dus la bancă, era pe atunci. La bancari. Da, da, da. Da. Din păcate, nu avem foarte mult timp, așa că voi sări peste anumite etape. Ați prins o perioadă extraordinar de frumoasă la Știința, acea echipă de aur din 1958, care a fost la un pas de titlul național, ați terminat pe locul 3 în 58, dar la egalitate de puncte cu primele două clasate. Titlul a luat atunci Petrolul, primul titlu al Petrolului. Ați mai prins apoi locul 3 în campionat. De ce credeți totuși că acea echipă atât de frumoasă nu a reușit să fie campioană națională? Păi, eu vă spune ceva, că conducerea universității și asta nu erau prea interesați pe partea sportivă a activității, ci ei erau mai mult axați pe școală, pe învățământ și pe asta. Că, de exemplu, au fost exmatriculați 4 sau 3 jucători titulari de la Politehnica și care au terminat facultatea la Iași. Da, da, le-ați spus. Da, se făcea școală serioasă atunci. Da, da. Noi făceam școală și asta, dar sportul era puțin lăsat la o parte. O explicație foarte interesantă. Prima și singura, de altfel, selecție a dumneavoastră în echipa națională, la 32 de ani, în 1965, Cehoslovacia-România 3-1 la Praga, în preliminariile Mondialului din 66, la pauză a fost 1-1, Cehoslovacia vicecampioană mondială la ultima ediție în 62, o echipă extraordinară, Popluhar, Lala, Gvasnak, dacă vă amintiți, a jucat împotriva lor, atunci la Praga, pe stadionul Strahov, și iarăși vreau să spun, acea echipă este foarte importantă, în poartă Mihai Onescu, fundaș era Cornel Popa, Hălmăgeanu, timișoreanul nostru, care se află acum deja la Steaua, Dan Coe, libero-ul rapidist care a dat golul nostru, Greavu pe stânga, la mijloc Gheorghe Litrei de la Dinamo și Lereter de la Știința Timișoara, încă era Știința, iar în atac Pârcălab, Sasu de la Minerul Baia Mare din Divizia B, Ion Ionescu, rapidistul, și pe stânga Sorin Avram, antrenor Ilie Oană, cel care dă numele stadionului de azi din Ploiești, legendarul antrenor petrolist. Așadar, la 32 de ani, singura dumneavoastră selecție într-un meci crucial pentru Naționala României. Bine, eu vă spun un lucru. Eu am fost propus și pentru Olimpiada de la Japonia. Și cu o săptămână înainte de plecare, șters de pe listă, degeaba am luat măsuri la costum, la astea, pregătit. Asta de exact. Și din cauza originii dumneavoastră germane, nu v-au dat pasaport. Da, da, da. Probabil asta era, că era... Eu n-am găsit nicio explicație. Adică am făcut pregătirile pentru Olimpiadă, antrenamente, nu știu ce, și cu o săptămână înainte de plecare,
au plecat miticii din București. Rapidiulețu, Steaua, ăsta toți. Bine, au fost și jucători din provincie. Eu nu știu care era motivul, nu știu. Abar n-am, nici astăzi nu am înțeles. Vă spun eu, n-aveați un dosar cum trebuie la securitate, asta era problema. A, probabil, probabil. Dar eu n-aveam de gând să fug din țară. Și vă spun de ce. Maica mea, când vedea un polițist, deja se făcea alb la față. Păi dacă eu rămâneam undeva, primul lucru e la securității, la părinți. A știut, băi, ăsta cu tare, zic, și maica mea moare, de face infarct și moare. Și din cauza asta eu n-aș fi rămas nicăieri. Eu am avut oferte, pe timpul ăla, am avut ofertă de 15.000 de dolari. De unde? În Germania, la Frankfurt. Ai intrat? Da, da. 15.000 bani jos. Și n-am rămas. Am fost mai român decât își imaginau ei. În 1967, la 34 de ani, faceți un pas care și astăzi pare oarecum... Treceți de la Poli, era deja Poli, la UTA. Era deja mare rivalitate între aceste echipe, după meciul acela celebru din urmă cu câțiva ani. Și dumneavoastră aveți 34 de ani. Și totuși v-ați dus la UTA, care era o echipă puternică și va deveni și mai puternică. Veți câștiga două titluri naționale consecutive în 69 și 70. Iar în 70 veți elimina din Cupa Campionilor Europene, actuala Liga Campionilor pentru telespectatorii mai tineri, pe deținătoarea la ziua trofeului Feyenoord Rotterdam. Nu confundăm Feyenoordul de acum cu Feyenoordul de atunci, era cu totul altceva. Acea dublă cu Feyenoord, ați fost titular la UTA ca stoper. Iată, după ce ați fost extremă dreapta la finala din 58, mijlocați stânga în națională, acum vă găsim stoper, fundaș, la UTA. Ați fost un jucător extrem de polivalent. Păi sigur că dacă mi-am însușit activitățile postului pe care trebuie să-l ocup și am reușit așa de bine, încât antrenorul, când avea, nu avea o soluție pentru un anumit post, m-a angajat pe mine acolo. Și așa am ajuns în fel de tot știutor. Dar, în realitate, am făcut tot ce era în mine posibil când m-am angrenat într-un meci de fotbal. Și nu m-am lăsat ademenit de adversar, de ăsta. Am căutat pe jucătorii ăștia mai tineri, la UTA, de exemplu, Domide, Broșovski, nu ăștia... Broșovski avea 17 ani, Domide avea 18 și eu aveam 34, dublu. Nu? Dar eu îi conduceam că, de exemplu, Domide avea momente de ieșire din tumult. Înțelegi? Și atunci strigam la el, băi, că eu îi spuneam doi labo. Ăsta e platfus. El avea platfus. Strigeam, Domide, mă, trezește-te, mă. Avea momente așa de pierdere. Cum de ați luat hotărârea să mergeți la UTA? Păi ei au venit la mine. Eu lucram, pe timpul ăla eu lucram la trustul de construcții, care avea în Piața Unirii, sediu acolo chiar la colț. Și acolo m-am trezit cu samsarii de la Arad. Și acolo nu puteam să discut și atunci am mers la cofetărie, acolo am stat de vorbă cu ei și nu știu ce.
atât amor ăsta la cap, încât am fost... Mi-era jenă să spun nu. Am zis, hai să încerc să vedem. Ei nici nu visau să câștige campionatul. Nu visau nimeni. Și am câștigat două campionate, nu? Și atunci am zis, gata. Și au retrogradat. V-ați retras la aproape 40 de ani din cariera de jucător, o vârstă foarte longevivă, asta consecința carierei dumneavoastră extrasportive, foarte măsurate și cumpătate. Ați fost apoi antrenor în Timișoara, la Constructorul, la UMT? Nu la UMT. La Constructorul. Doar la Constructorul? Da. Și... Păi ce se putea în județ ăsta, echipa a mers destul de bine, așa, dar... Mare rezultat n-am putut obține. Știu că ați fost șef de secție la UMT sau? Adjunct. 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 Adjunct la șef de, întreprinderea șef, UMT. Șef de secție a fost Weisenburger. Și am fost adjunct. Și când el pleca în concediu sau ăsta... Și cum de nu ați antrenat și echipa de fotbal? Da, sigur. Dar producția mergea înainte. Fiindcă era vorba de salariile, 100 și ceva de oameni, nu? Trebuia să vezi să facă, să-și ia fiecare salariu și ăsta, că altfel trebuia porțile închise, nu? După Revoluția ați ales să vă stabiliți în patria strămoșilor dumneavoastră, în Germania. Păi, cam asta ar fi fost ăsta. Am avut invitație. Adică, eu am fost neamț din naștere, amândoi părinții au vorbit germană, cu mine în familie germană, asta. Era o zonă unde în uzină, de exemplu, erau aproape numai nemți. Iar la Oțelul Roșu. La Oțelul Roșu. Înainte se numea Ferdinandsberg. Da. Nume nemțesc. Și în jur erau numai sate cu gugulani, le spuneam noi. Glimboca, Cireșa, Marga, Măru, ăsta, numai sate românești pur. Așa că cei ăștia se ocupau cu vândutul merelor, perelor, că agricultură mare, ca să nu se putea face între dealuri acolo, nu? Și atunci fructe era baza comerțului cu... Ce spuneți despre fotbalul din ziua de azi? Nu cumva a luat o razna? Sunt sumele de transfer, salariile prea mari și așa mai departe? Dacă stau așa, mă apuc amețeală, când văd sumele la transferuri care sunt ceva enorme. Păi eu am luat 15.000 de lei la UTA când m-am dus. 15.000 de lei am luat, care a fost foarte mult atunci, pe timpul ăla. Dar acum sunt... manevrează milioane. Zeci și sute de milioane de euro. Zeci și sute de milioane. Amețești numai când te gândești la... Transmiteți, vă rog, un gând
telespectatorilor postului nostru de televiziune. Eu aș dori ca să puteți transmite la televiziune o echipă care își merită locul în campionat. Domnule Loli, îmi permit să vă spun așa că așa știu că vă spuneau apropiații în trecut. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă dorim multă sănătate. Să facem din nou o emisiune peste 5 ani în acest loc. Mulțumesc și eu că m-ați invitat și sunt foarte bucuros că am putut să-mi spun părerile și poate pe viitor, dacă mai apuc, să mai facem o întâlnire asemănătoare. Stimați telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem în ediția următoare a emisiunii noastre. Să vă dea Dumnezeu sănătate!